Hei, bună dragilor și bine ați revenit la mine pe canal! Vreau să încep acest videoclip prin a vă mulțumi pentru toată susținerea oferită. Suntem 93.000 de abonați și vreau să vă spun că nu-mi vine să cred că am ajuns la suma asta în atât de puțin timp. Așa că v-am promis în clipul precedent, astăzi o să vorbim despre cum am cunoscut eu și cu Alexandru. Iar răspunsul este pe Teamspeak. Pentru cei care nu știu ce este Teamspeak, Teamspeak este un program pe care vorbești. Este un fel de Discord, numai că o variantă mult mai veche. Iar eu împreună cu Alexandru am fost atunci, cred că era înainte de ultimul clopoțel la mine de clasa 12-a, cu 2 sau 3 zile înainte. După ce m-am jucat Counter cu niște prieteni, mai rămăsesem pe Teamspeak în seara aia. Și exista diverse camere, camera de cinema, camera de somn, camera de caterincă. Și noi ne strânsesem pe camera de caterincă pentru că era mult mai multă lume acolo. Ei bine, în seara aia era și Alexandru acolo, eu și o grămadă de altă lume. Toată lumea vorbea despre un site pe care puteai să te și vezi în timp ce vorbeai. Noi pe Teamspeak vorbeam și pe Tiny ne vedeam cu cameră. Ei bine, în seara aia intraserăm foarte mulți pe Tiny, dar nu mulți aveau video. Eu eram singura fată care am dat video și mai erau câțiva băieți. Ei, după ce am pornit eu camera, și-a dat și Alexandru video și l-am văzut pentru prima dată. Și era așa îmbrăcat într-un tricou alb, super, super serios, așa, stătea și scria la tastatură, mă rog, că v-am zis, el încă se ocupa de Teamspeak-ul ăla, chiar dacă era târziu și așa. Și el nu prea vorbea cu mine, adică deloc cu mine n-a vorbit, cred că niciodată, până atunci. Și de fiecare dată când eram, cred că, pe același canal, foarte, foarte rar să ne nimerim, el vorbea cu prietenii lui, persoanele cu care se juca și el sau pe care le știa dinainte, cu cei noi nu prea vorbea. Aia cred că a fost prima seară când am dat cameră, iar apoi am mai dat câteva seri după. Înainte de ultimul clopoțel în clasa 12-a, eu m-am dus la Delia acasă să ne pregătim ca fetele. Delia este cea mai bună prietena mea pentru cei care nu știu. Și eram la ea acasă și ne-am conectat eu de pe calculatorul ei pe Facebook, iar ea de pe laptop s-a conectat pe Facebook. Am mai ascultam și muzică, ne pregăteam, ne machiam. La un moment dat îmi apar, cred că, 50 de notificări, așa, una după alta, și Alexandru I. Bălan ți-a apreciat postarea. Cine naiba, nu mai mi-aduceam aminte de unde îl știu. E, după ce am intrat pe profilul lui, mi-am dat seama că îl cunosc de pe Teamspeak. Și mi-am dat seama cine e, da, m-a mirat foarte tare faptul că el cu mine nu mai vorbise niciodată până atunci, adică a fost așa ceva gen wow. E, evident, i-am dat mesaj și i-am zis, a, mulțumesc frumos pentru like-uri, știți voi, de-astea. Sau că am avut la ce să dai un like, chestii de-astea, vrăjeală, adică exact vrăjeală. După 3-4 luni am vorbit, a, dar cum te-ai gândit tu să... A, păi era totul calculat, că știam dinainte că tu, dacă îți dau like-uri, tu o să te simți așa și o să vii să-mi zici, a, mulțumesc că mi-ai dat like. Da, adică totul a fost plănuit, ca să vă dați seama. E, după ce am trecut de chestia asta cu like-urile și așa, țin minte că la ultimul clopoțel am mai vorbit cu el ceva pe Facebook și după aia a doua zi am intrat pe Teamspeak, că n-am spus, eu mă jucam foarte mult Counter, mai intram pe Counter și apoi mai intram și pe camera de caterincă, mai vorbeam cu toată lumea și așa, și la un moment dat, mă rog, am vorbit noi în privat și am făcut schimb de numere de telefon. E, Alexandru în perioada aia se juca Counter foarte mult. Fix a apărut o operațiune, dar el se juca CSGO, nu 1.6. Eu n-aveam calculator pentru 1.6 și nici laptop pe vremea aia mai bun. E... Hei, iubitul. Hei, ce? Am venit să mă salut. Hei. Le povesteam cum ne-am cunoscut noi doi și planul tău. O, oh, da. Eu, colo fermecătorule, să știți că am fost mereu un cuceritor, dar... Na. De prima dată când am văzut-o, pur și simplu am simțit cum soarele și luna este în același loc. Hai, gata, v-am lăsat. Așa. Ei bine, după ce, mă rog, mi-a dat el niște mesaje și mi-a spus de cine am văzut mesajul și după aia i-am zis că n-am primit niciun mesaj de la el și și-a dat seama că scrisese numărul meu de telefon greșit. Și după aia mi-a dat un mesaj super lung, am vorbit mult la telefon, o zi întreagă cred că am vorbit, am făcut totul cu el la telefon, telefonul în mână și tot ce făceam, făceam și cu o mână, vorbeam cu o mână, Și țin minte că mi-a dat un mesaj super, super lung în care îmi zicea că el niciodată n-a vorbit atât de mult la telefon cu o persoană și că am ceva special. Vă dați seama, la fel cum spuneam, vrăjeală. Dar cu vrăjeala asta m-a cucerit, ce să zic. Ne-am întâlnit prima dată, am venit eu la București, ne-am întâlnit fix la Unirii, la metrou. Mă rog, prima întâlnire a noastră a fost așa super...
cum să zic, eu eram super timorată, super timidă, nu știam cât să vorbesc cu el, deși vorbisem la telefon atâta timp și nu... Trebuia să fie ceva normal, dar eram super timidă. Bine, mi-aduc și acum aminte cum a fost când l-am văzut prima dată. Deci era așa un bărbat înalt, cu un spate foarte, foarte mare și niște picioare superbe. Deci, efectiv, m-am îndrăgostit de la prima vedere. După ce ne-am văzut prima dată, nu prea am fost așa super timorată, mă rog, nu, efectiv, eram plină de emoții până la sfârșitul întâlnirii. Nu știu, am fost așa super timidă, stângace, nu știu cum să vă spun. Nu eram în largul meu deloc, adică până la sfârșitul întâlnirii, când mă mai degajasem puțin și eram un pic mai liniștită și am zis, e, gata, hai să nu mai fiu chiar așa. Am început să vorbesc și eu mai mult cu el, mai degajat, oricum se simțea așa o tensiune cumva între noi și până la sfârșitul primei întâlniri ne-am și sărutat odată. Atunci am și primul sărut. După ce ne-am văzut prima dată, țin minte că am plecat la câmpul lung, eu venisem special la București ca să mă întâlnesc cu el, venisem la mătușa mea. Și apoi, după ce ne-am întâlnit prima dată, țin minte că a venit el singur cu trenul la mine acasă, la ai mei, ca să-l cunoască și părinții mei, pentru că trebuiau să vin la facultate și Alexandru voia să ne mutăm împreună, iar ai mei nu prea au fost de acord la început. Vă dați seama, niciun părinte nu cred că își lasă copilul să se mute la cineva fără să-l cunoască înainte. E, a venit Alexandru și a vorbit cu părinții mei, apoi au vorbit părinții mei cu părinții lui și până la urmă ne-am mutat împreună și totul a curs de la sine. A fost cred că cea mai stângace întâlnirea mea atunci prima dată, iar a doua oară eram și eu mai dezvoltă, că știam că îl văzusem deja odată și când a venit la mine acasă mă simteam și eu mai în largul meu. Așa, când ne-am văzut prima dată a fost așa, nu știu, deși v-am zis, vorbisem înainte, tot a fost așa ceva, eram super timorată, emotivă. Și bine, înainte eu nici nu vorbeam atât de liber cum vorbesc acum și nici nu vorbeam urât, adică acum pot să spun că vorbesc foarte urât uneori, chiar când mă enervez, încep și înjur mai rău ca un băiat, ceea ce e super urât pentru o domnișoară. Nu e frumos să vorbești așa, mai ales tu ca fată, o floare delicată, vorbești ca la ușa cortului. Și știu, îmi dau seama, uneori mă și abțin, dar uneori când nu mai pot de nervi, fix îmi vine să înjur. E, de când sunt împreună cu el m-a ajutat și m-a format cumva, în așa fel încât să fiu puțin mai dezvoltă, să nu neapărat m-a învățat el să vorbesc curând, dar m-a învățat să spun ceea ce gândesc în momentul în care gândesc. Fuse cam așa ne-am cunoscut noi doi și vreau să vă spun că a fost cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în viața asta să-l cunosc pe Alexandru. Este o persoană minunată și sunt super mândră de ce a realizat și mândră de el. Chiar dacă ori nu suntem pe aceeași lungime de unde, dar așa sunt cupluri. Există părți bune și părți rele în fiecare relație. Eu sunt mulțumită de relația noastră, sper să continue cât mai mulți ani de acum încolo. Iubesc pe Alexandru din toată inima și îi mulțumesc că mi-este alături în fiecare zi, îi mulțumesc că mă sprijină în fiecare zi și că are grijă de mine și mai ales că suntem împreună. Asta e tot ce contează, să ai o persoană lângă tine care să-ți fie alături și la bine și la greu. Așadar, asta a fost cu povestea de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să-mi lăsați un like, să dați un comentariu, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați data viitoare când postez. Și vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine și că am putut să împărtășesc povestea cu voi. XOXO!